Să vă spun, undeva spre Ștefănești, mai sus, între Grădiștea și Fierbinți, că tot știe toată lumea despre Fierbinți, se află un sat și se află o mănăstire pe nume Balamuci. O să spuneți că, mă rog, numele vine de la faptul că acolo ar fi fost aduși oamenii cu minte puțină, cu minte deranjată, deci ar fi fost un fel de ospiciu. Ceea ce nu este întru totul greșit, e adevărat, la mănăstirea Balamuci a existat un astfel de ospiciu, dar după 1838. Deci, noi vorbim acum, din nou, despre secolul XVIII, știți că nu ies de acolo, nu părăsim niciodată zona, geografia noastră. Prin urmare, vorbim despre o poveste care s-a petrecut la mănăstirea Balamuci, în județul Ilfov, la anul 1794. Vedeți, este sigur faptul că nu avea loc, nu avusese loc o deplasare de nume, nu era așa un nume dat după nu știu ce întâmplări. Pentru că în toate documentele vremii se vorbește cu mult respect despre acest Balamuci, Sfânta Mănăstire Balamuci. Deci înclin să cred că e vorba despre o altă etimologie, despre o istorie care merită povestită separat și ca urmare nu o să mă împotmolesc acum în explicații filologice, dar am să vă spun că la această mănăstire, care mai există și astăzi și care este mănăstirea Sfântul Nicolae, evident, Balamuci, e bine, la această mănăstire s-a petrecut un lucru teribil, o întâmplare pe care istoria a consemnat-o și pe care m-am hotărât să o povestesc astăzi. Mai ales că este o povestire de-a gata, vezi, zice, ia, te uită, ce noroc a avut Doinaruștii că a dat peste nu știu ce poveste și acum ne-o toarnă aici, fără să facă nici cel mai mic efort. Să zicem că așa ar fi. Ne aflăm la anul 1794 și la această mănăstire, Sfânta Mănăstire Balamuci, se află personajul meu, anume Tase. Nu chiar Tase îl chema, Anastas, dar sunt absolut sigur, puteți avea încredere în mine, Tase foarte bine. Acest Tase era tânăr, era talentat, foarte talentat, era lăutar, scripcar și gurist, știa să fermece lumea și, bineînțeles, făcea parte dintr-o familie de lăutari și tatălui era lăutar și nevasta tânără pe care abia și-o cumpărase, ca să zic așa, era tot cântăreață. Era o familie de artiști și toți trei trăiau la mănăstirea Sfântul Nicolae Balamuci, pentru că erau proprietatea acestei mănăstiri. Erau robi, sclavi. Ca urmare, veți zice, ia uite ce soartă tristă și iată ce poveste care o să ne rupă sufletul. Trebuie să vă spun totuși că lăutarii aveau un statut aparte, erau respectați în funcție de talentul lor, în funcție de repertoriu și mai cu seamă merită așa două, trei cuvinte, două, trei vorbe această tagmă, pentru că în toată perioada asta tulbure de secol 18, de secol de început de 19, chiar mai înainte, lăutarii au dus de fapt veștile importante prin orașe, prin sate. Ei erau cei care știau cine s-a mai însurat, cine a mai murit, cine, în fine, și-a cumpărat ceva nou, ce mărfuri s-au adus în lipscănie, cu ce s-a îmbrăcat boierul Filipescu în dimineața respectivă. Deci știau absolut tot. Și duceau aceste povești, aceste lucruri din casă în casă, băteau în poartă și începeau să cânte, să cânte povestea respectivă, să spună, aha, cu ce s-a îmbrăcat, cu ce a mâncat, ce i s-a întâmplat, pe unde se plimbă cu tare și cu tare. Deci putem zice că erau nu numai cântăreți talentați, dar erau și povestitori și erau în ultimă instanță singurii jurnaliști ai acelui timp vechi. Deci erau importanți
Ei aparțineau de regulă unor case, erau lăutari domnești, lăutari ai boierilor, sigur sunt vestiți, de exemplu, lăutarii lui Văcărescu, dar erau totodată, iată, și robi mănăstirești care cântau și care aveau oarecare independență în sensul că își mai făceau rost de un ban în plus cântând pe la nunți, botezuri, știți voi cum se întâmplă. Dar atunci când era cazul, mai cântau și la mănăstire, pentru că și mănăstirile astea aveau tot felul de întâmplări festive, hramuri, mormântări mai importante, pomeni, parastase, da? Care se lăsau de multe ori cu ospețe și uneori așa mai apărea și tase care trăgeau un cântec. Mai ales că era și foarte simpatic. Știa să cucerească imediat dintr-o privire auditoriu și avea o voce dumnezeiască. Și pentru că era artist, era sensibil, trebuie să vă spun că se și îmbrăca așa mai fisticiu, mai cu gust, mai altfel decât ceilalți. Avea o vestuță făcută dintr-un fost anteriu găsit în mănăstire. Purta un fes înfășurat cu o eșarfă subțire pe care o primise cadou la nuntă. Și trebuie să vă mai povestesc ceva. Își cumpărase la un moment dat dintr-un bâlci un ceas de tablă, să nu mă întrebați ce este, un ceas de tablă pe care îl purta în buzunarul secret al acestei veste. Era o modă pe vremea aceea, se știu asta din listele lungi publicate de Vea Urechea, în care aflăm că ceasurile erau de multe feluri și ieftine și scumpe, ceasuri grele, ceasuri ușurele, ceasuri care funcționau, ceasuri doar de fandoseală, care se vindeau prin bâlci, și unul de genul ăsta avea tase, vă închipuiți. Era un tip cochet, vreau să zic, și ca să fie foarte clar, niciodată nu cânta desculț, deși umbla desculț toată ziua, când punea mâna pe scripcă, se încălța cu papuceii lui roșii. Așa trebuie să-l vedem. Și să știți că nu vă spun la întâmplare asta, există un portret de scripcar cu papucei roșii, făcut de Prețiozi, și m-am amintit acum și o să-l căutați pe net să-l vedeți. Și de el îmi aduce aminte tase de acest portret. Ei bine, papucei roșii, și aici ar trebui să facem o paranteză și să vă spun că erau cusuți în casă, că fiecare își făcea papucii, nu prea se cumpărau de la târg, se purtau mult pâslari, papuci făcuți din pâslă, dintr-un postav prost, papuci cu talpă de câlți și cu fețe frumoase, uneori din petece de catifea rămase din cine știe ce anteriu domnesc. În fine, erau papucei și am zice astăzi spadrile din piele de capră, de cele mai multe ori vopsită, împodobită, etc., cu talpa de piele sau pur și simplu integral făcuți din cârpe. E bine, tase avea niște papucei roșii vopsiți, făcuți dintr-un postav fin pe care îl găsise, îl căutase, pentru că el era artist și îi plăceau lucrurile frumoase. Acest tase ajunge într-o zi de Sfântul Nicolae, când nu mai trebuie să vă spun, era chiar hramul acestei mănăstiri, să cânte la ospățul final. E, nu chiar la ospăț. Pentru asta trebuie să povestim un pic cum se derulau astfel de evenimente când era hramul unei mănăstiri, unei biserici importante. Toată populația, toată suflarea din zonă participa. Lumea venea cu panere, cu coșuri mari, cu mâncare, fiecare cu mâncarea de acasă, cu băutură, cu ce se putea. Și, în plus de asta, mănăstirea dădea întotdeauna un berbec la proțap, care era, de fapt, centrul întregului ospăț. Toată povestea dura câteva ore. Era masa, de fapt, masa din mijlocul zilei, după care se duceau fiecare pe la casele lor, plecau respectoși să se îmbete acasă. Pe câtă vreme la mănăstire rămâneau doar apropiații, doar cei care locuiau acolo, doar preoțimea, călugării, în fine, deci ai casei și tase.
tase care trăgeau un cântec, poate două, poate trei. Povestea asta este scrisă, amănunțit, din perspectiva, în primul rând, din perspectiva unui popă, demn de crezare, Popa Vasile. Această poveste este, desigur, tristă, vă spun asta ca să trageți aer în piept, pentru că la acest ospăț, la acest hram de Sfântul Nicolae, la început de iarnă, Tase și-a pierdut viața. Este trist, nu? Și, bineînțeles, te întrebi cum. Toată povestea este spusă din perspectiva Popii Vasile, care știa foarte bine cum s-au întâmplat lucrurile, pentru că el este, de fapt, autorul acestui omor. Lucrurile sunt deja spuse, deznodământul este pus pe masă, povestea ar putea să se încheie aici. Ce scrie Vasile? Ce se întâmplase? Deci acest Vasile povestește cum la sfârșitul ospățului Tase pleca spre casa lui, care era undeva în fundul curții mănăstirești, dincolo de grădini și dincolo de toate acareturile mănăstirii, se afla bietul lui sălaș, unde locuia împreună cu Stoica, nevastă sa, și cu tatălui Ion, toți trei lăutari. Deci, se îndrepta spre casa lui, își făcuse numărul, cântase ceva, nu ni se spune, nu e un lucru de povestit așa în cronici, mai ales într-un proces, nici nu se pune problema. Deci, povestea începe de aici. Tase pleca spre casă, dar când a ajuns în dreptul porții, pur și simplu, popa a slobozit pușca, la asta nu vă așteptați, și Tase a căzut mort. De ce avea pușcă? E întrebat, bineînțeles că trebuie să dea o explicație, cum, ce... Și Popa Vasile povestește pe larg, pentru că era hramul Sfântului Nicolae, bineînțeles că s-a gândit ca în cinstea acestui sfânt să tragă o salvă. Am slobozit pușca de harul Sfântului Nicolae, nu de hram, ci de harul, deci ca să-i facă cinste, să-l elogieze. A tras de bucurie un foc de armă pentru a-l cinsti pe Sfântul Nicolae împreună cu tot alaiul lui de spiriduși, pentru că știți că are tot felul de ființe așa suspecte pe lângă el. Această poveste este, nu e deloc de râs. Deci pur și simplu popa a vrut să îl cinstească pe Sfânt. Recunoaște că era după masă, recunoaște că mai și băuse ceva, iarăși lucru care era de înțeles pentru toată lumea. Vă reamintesc că în legile țării, dacă un om comitea o faptă în timp ce era beat, era iertat, mă rog, pedeapsa era minimă, pentru că se considera că, în fine, nu toți boii erau acasă și deci nu era vina lui, ci vina alcoolului, care nu putea fi pedepsit în locul lui. Ca urmare, recunoaște că nu era chiar treaz, recunoaște că, mă rog, este vina lui, dar e o vină de pe care n-a intenționat-o, totul începe să semene cu un accident și, ca urmare, procesul este judecat amănunțit, Moruzi citește această depeșă, pune rezoluția după ce află amănunțit toate faptele și toate prevederile legii. Legea spune că dacă se întâmplă un astfel de lucru, adică dacă are loc o crimă accidentală pe care autorul și-o asumă ca accident, atunci pedeapsa constă în câteva lucruri. Primul lucru pus pe lista legii este ca autorul să plătească timp de 3 ani toate pomenile mortului. Vedeți, asta era chiar pe primul plan. Și acum să vedem ce înseamnă lucrul acesta. Înseamnă 60 de taleri pe an. Deci timp de 3 ani, Popa Vasile plătește 60 de taleri familiei lui Tase, lăutarul. E o sumă destul de mare și încă se și specifică asta pentru că Tase era un prost. Adică nu avea o stare socială demnă de un preț mai bun.
Vă imaginați cât costa pentru un om, pentru un boier, pentru Moruzi, de exemplu, trebuie să fi costat dublu, triplu, cât putea să coste. 60 de taleri pe an erau, deci, doar aceste pomeni. Și asta trebuie să vă amintesc că cu 4 taleri puteai să cumperi un tase, da? Puteai să cumperi un om, dar ca să-l înmormântezi aveai nevoie de 60 de taleri. Asta este prima pedeapsă la care este supus Popa Vasile. Trebuie să plătească timp de 3 ani câte 60 de taleri. Al doilea, este obligat de asemenea prin lege să-i cumpere un rând de haine văduvei. Un rând de haine însemnând că da, era iarnă, deci trebuia să-i cumpere ceva gros, un malotea, acolo un surtuc, ceva care să-i țină de cald și desigur poate și ghete, mai ales că erau lăutari fandosiți, v-am zis, puneau accent pe frumusețea lucrurilor din jur. Ca urmare, deci trebuie să-i cumpere un rând de haine, ceea ce putea să coste, iar să-l aducă pe la 100 de taleri, în cazul în care era, în fine, hotărât să-i cumpere un rând complet. Dar putea să iasă, desigur, și mai ieftin de atât. Erau haine și haine și cam vedem pe Popa umblând pe la telar, pe la, în fine, second hand, am zice azi. Deci, să mai reducem puțin din sumă, cred că a scăpat până la urmă și chiar cu 25 de taleri și la revedere, stochița, am plătit viața bărbatului tău. În fine, mai are încă o datorie față de mănăstire pe care a văduvit-o de un sclav tânăr, bun de muncă, pentru că trebuie să vă spun că ta se trăgea, nu era doar lăutar și atât. Nu stătea așa în puf, ci pur și simplu se trezea dimineața, căra apă, uda grădina, hrănea, adăpa animalele, hrănea curtea de păsări, avea multe treburi de făcut acest tase împreună cu familia lui. Prin urmare, mănăstirea era văduvită, era, în fine, poate că în situația cea mai proastă dintre toți cei care țineau la tase. Așa că Popa este obligat să cumpere un om în locul lui tase, nu? Tase trebuia înlocuit și ca urmare nu-i rămânea acestui Vasile decât să cumpere un alt sclav și să-l facă cadou mănăstirii. Acestea sunt cele trei pedepse pe care urmează să le îndeplinească Popa Vasile și bineînțeles că se angajează să facă lucrul acesta. Să ne reamintim că dacă n-ar fi fost sub efectul alcoolului, că dacă n-ar fi fost accident, că dacă exista o mică gâlceavă între ei, atunci preotului îi se lua dreptul de a mai oficia slujbe, îi se lua dreptul de a mai fi popă, de fapt, și era aruncat la ognă. Era bătut, dat prin târg surghiunit, în cel mai bun caz, dacă zicea că n-a vrut sau, mă rog, a fost accident, dar existase o grăceavă anterioară. Erau multe nuanțe atunci când venea vorba despre viața unui om, mai ales că se știe că există o filozofie de viață care pune accentul pe oamenii vii și mortul e mort, nu se mai întoarce din groapă. Cât privește viața internă a mănăstirii, trebuie să vă spun că avea un ecumen care va și intermedia această discuție între Popa Vasile și mitropolit. El este cel care știe toate faptele, care știe legea și care citează din lege, aduce argumente în favoarea acestui preot. Popa Vasile era preotul mănăstirii, deci locuia și el pe acolo. Nu era foarte bătrân, era un preot așa la jumătatea vieții, cu toate insatisfacțiile pe care vi le puteți imagina. Ni se spune că locuiește acolo, este legat de această sfântă mănăstire Balamuci, numai așa îi se spune în aceste documente. Și ar mai trebui să spunem că probabil toată suflarea din mănăstire se afla oarecum la mâna acestui preot. El era cel care constituia autoritatea de zi cu zi, pentru că ne imaginăm că egumenul nu cobora prea des
în curte să aibă de-a face cu lumea, pe câtă vreme preotul ținea slujbe zilnic, îi cunoștea pe toți cei care veneau la mănăstire din sat și, bineînțeles, și din mănăstire, nu ne îndoim de asta. Tocmai de aici hotărârea familiei, respectiv a văduvei și a tatălui mortului, de a nu depune nicio plângere, de a-l considera pe preot pur și simplu ghinionist. Moartea lui tase devine din prima pentru familie un simplu accident și atât. Dar, normal, avem atâta imaginație să ne închipuim că viața lui tase nu era tocmai ușoară, era sclav mănăstiresc, avea multe îndatorii și el și familia și, mai mult decât atât, se considera probabil un tolerat, pentru că din când în când îi se permitea să meargă, să cânte pe la nunți, să mai câștige câte un ban, să vadă lumea, să călătorească, poate, cu voia, bineînțeles, a stăpânilor lui. Această poveste s-ar putea termina aici, ea ar fi doar o istorioară luată din cărți. Dar vedeți, întotdeauna, faptele care sunt consemnate în cronici, în hârțoage, în documente, nu coincid întru totul cu faptele pe care le înregistrează lumea, pe care le amplifică acele guri nevăzute ale oamenilor din umbră. Pentru că întotdeauna, când se întâmplă ceva demn de văzut, există un om urcat pe o casă, există un om cu ochii lipiți de fereastră, există priviri care se strecoară printre lănteții gardului, sunt priviri care stau în umbră, sunt oameni care par invizibili și care înregistrează totul, stai cu spatele la ei și știu nu numai ceea ce faci, ci și ceea ce ai de gând să faci, chiar dacă nu o să o mai faci niciodată. Ei bine, aceste guri ale oamenilor din umbră au completat povestea lui Tase. Tase care, în fine, pe care l-am tot povestit, care era un tânăr de ispravă și atât de talentat, care cânta dumnezeiește răscolind absolut toate inimile. Or, Popa Vasile avusese ghinionul să cadă în acea mociloasă zona a dorințelor fără capăt, fără șanse. Există astfel de lucruri care pur și simplu distrug viața unui om și îl fac să-și dorească, nebunește, ceva ce știu că nici nu vor avea vreodată. Și aici, imaginați-vă, de la demnități, dar mai ales de la oameni pe care îi vrei aproape, pe care ai vrea să îi ai și pe care știi că nu se cuvine să îi întrebi nici măcar de sănătate, ei vine într-o astfel de zonă ambiguă se afla Popa Vasile, iar Tase cânta, cânta de exact despre această dorință, răzucind cuțitul în rană, făcându-l pe bietul Popa Vasile să-și dea seama încă o dată cât era de mic și cât de imposibilă îi era fantezista dorință. Să-ți amintească cineva că ai o dorință adâncă pe care nu o poți împlini, asta poate fi un păcat. Ori Tase, fără să știe, cânta răsucind mai departe cuțitul în rană, până când s-a rupt acel resort care ține deoparte gândul ascuns de fapta posibilă, de fapta gândită de care ai vrea să o faci. E bine, aici trebuie să vă spun că Popa Vasile a cedat. N-a mai putut să suporte, a pus mâna pe pușcă și a pus capăt acestui calvar care venea din sufletul, din vocea, din cântecul lui Tase. Asta este povestea pe care au văzut-o oamenii ăia invizibili, oamenii din umbră și au dat-o mai departe, iar un scripcar aspirant aflat undeva într-un dud și a dat seama în momentul ăla că nici să fii prea talentat nu e bine.